Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit la Sinaxarul zilei de 13 septembrie. Astăzi facem pomenirea Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop, Sfinții Mucenici din Dobrogea, Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian. Târnosirea, sau se mai spune sfințirea, Bisericii Învierii lui Hristos de la Sfântul Mormânt din Ierusalim, înainte prăznuirea înălțării Sfintei Cruci, Sfântul Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul, Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei, Sfânta Muceniță Chetevan, Regina Georgiei, Sfântului Cuvios Ierotei cel Tânăr de la Iviron, Sfinților Mucenici Cronid, Leontie, Serapion, Straton și Seleuc, Sfinților Mucenici Gordian, Macrovie, Ili, Zotic, Lucian și Valerian, Sfântului Cuvios Petru din Agreia. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Tuturor sărbătoriților zilei le urez un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate, fericire și multă prosperitate. Iar pe voi pe toți vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube, Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămiși, tătici și bunici, astfel încât să fiți notificați ori de câte ori postez ceva nou care s-ar putea să vă intereseze. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și la alte filmări. Doamne ajută!